Fotbalistul sucevean Dorin Goian, în vârstă de 35 de ani, fost jucător al Stelei cu 10 de selecții naționale a României, a decis că este momentul să agațe ghetele în cui după o carieră plină de realizări. Dorin nu renunță însă cu totul la fotbal, acceptând o nouă provocare chiar la el acasă. Președinte executiv al clubului Foresta Suceava. Avem vreo 16 ani de când suntem împreună. Mi-am dorit să fac jocuri bune, mi-am dorit să fac performanță. Soțul meu este persoana care pune foarte mult suflet. Să vă dau un exemplu, când pierde un meci, nu poate dormi, se uită pe reluări, se întreabă mereu, oare am greșit eu acolo, ce e de făcut, data viitoare voi fi mai bun, și nu exagerez cu nimica, când zic efectiv nu poate dormi toată noaptea. Am fost o persoană care mi-a plăcut să câștig tot timpul și mi-am dorit mai mult de la mine. Dorin Goian a evoluat de 69 de ori pentru echipa națională a României, înscriind și 5 goluri, și a ajuns la un moment dat să poarte banderola de capitan. Toată ziua afară, eram toată ziua în curtea școlii de la General 3, pentru că acolo mi-am petrecut copilăria, în mare parte. Pe mine mă cheamă Matei Goian și locul meu e un fotbalist mai bun ca tatăl meu. Bada gol! Bate bala, bravo! Bada gol, Matei! Bravo, pe asta nu... La Olimpici nu avea cum să fiu niciodată. La Olimpici nu niciodată. La Olimpici nu a fost, de mic. Asta cu Olimpici nu a fost. Bine, mulțumesc tare, Pantorin. Mulțumesc și îmi face plăcere să te văd. Să nu spui că este fiul tău. Mă bucur să te cunosc. Eu sunt Dorina Palagianu, fosta învățătoare a tăticului tău. Eu cu Matei. Cu plăcere mi-l amintesc ca pe un copil blonduț, destul de timid, extrem de muncitor și cu foarte mult bun simț. Ieșeam cu o oră jumate înainte să vedem gazonul și deja stadionul era plin. Goian, numărul 4! Pe acest teren am debutat în divizia la meciul cu Gloria Bistrița. Era primul meci din divizia. Am câștigat cu 2-0. A fost prima dată în cariera mea când, la plecarea spre casă, am luat-o pe jos. Am trecut pe lângă terasă și a fost prima dată când o terasă întreagă a început să mă aplaude. Mă roșisem pe loc. O senzație unică, de care am să-mi aduc aminte toată viața. Mi-l amintesc pe Goian, un copil care întotdeauna s-a antrenat cu plăcere și cu bucurie. În afară de mine, cred că un rol important în cariera lui a avut-o și Eugen Huțu. Chiar spunea, băi, o să vedeți că Găliganul ăsta o să ajungă fotbalist bun. E plăcut să ai un tată fotbalist.
Chiar mi-a plăcut să călătoresc pentru că am avut posibilitatea să cunosc foarte multă lume, să fac mulți prieteni. Mi este dor. Mi este dor așa de drumurile astea, de adrenalina aia care era. Iar ne uităm, facem bagaje, plecăm, copii repede. Sunt multe. Deci toate aceste patru cutii sunt pline. De-a lungul carierei, Dorin Goian a evoluat pentru echipe precum Foresta Suceava, Ceahlăul Piatra Neamț, FCM Bacău, Steaua București, Palermo, Glasgow Rangers, Spezia și Astera Stripoli. Ăsta cred eu e cel mai drag mie. Ăsta este tricoul cu care a marcat golul contra Olandei, golul care ne-a calificat la Euro 2008. Asta este un tricou la fel special, dacă vreți. Câștigat la Palermo, am jucat în campionat cu AC Milan la Palermo. Am câștigat 1-0, am dat eu gol. Cel mai dificil atacant direct care l-am avut, cred că a fost Ibrahimović. Au fost mulți. Dar Ibrahimović, un jucător extraordinar, Benzema, un jucător de mare calitate, Van Nistelrooy, l-am avut adversar direct când am jucat grupele Champions League cu Real Madrid. Și tot în 2005 ai marcat primul gol în eternul derby contra lui Dinamo. Da, la București, pe Ghencea. Dintre adversari în acel meci, ții minte câte unul, în mod special? Lucian Goian. Goian contra Goian în derbiul transmis în direct de Antena 1 vineri după știrile sportive. O senzație stranie așa, iar doi frați se joace în tabere diferite. Majoritatea jocurilor noastre erau legate de fotbal, fie că se întâmpla în fața blocului, în curtea școlii sau în apartamentul nostru. Toată ziua visam numai fotbal și jucam fotbal. Un meci cu o încărcătură aparte. Auzeți, când acolo, hai Goian. Goian cel stelist și Goian cel dinamovist au fost adversari o singură dată în septembrie 2005. Atunci derbiul fraților s-a terminat 2-2 după ce scorul a fost deschis de Goian, Dorin Goian. Avem un mare regret împreună, faptul că nu a reușit să jucăm împreună pentru aceeași echipă. Din păcate nu a fost să fie. Dorin Goian este cel mai titrat fotbalist sucevean din toate timpurile. A reușit în carieră prin muncă, dăruire și dragoste pentru fotbal. Dorin Goian reprezintă un exemplu pentru mii de tineri care visează să-i calce pe urmă.